cei ce sunt pe consiliul local, sunt pe 13, asistează domnul Burlan Ilian și domnul Oprăru Constantin. Fiind prezentă majoritatea, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. După cum ați fost informați, avem un singur proiect foarte important, proiectul pe 2018, pe care o dezbatem astăzi. Cine este pentru ordinea de zi? Domnul Orteanu? Nu. Nu sunteți pentru ordinea de zi? Nu sunt pentru ordinea de zi. Vreau să motivez de ce nu sunt pentru ordinea de zi. Domnilor, am primit convocatorul. Fac un istoric ca să relatăm adevărul. Am fost sunat al altăieri. Asta înseamnă astăzi 3 zile. Am primit material de ieri, asta înseamnă 2 zile. Pe convocator spune că vă facem cunoscut că prin prezenta dispoziția primarului numărul prin data de 16 s-a convocat Consiliul Local al Comunei Căiuțul, județul Bacău, în ședință ordinară. Domnule, ședința ordinară trebuia convocată puțin zile. În această situație, ședința de astăzi nu este ordinară, ne fiind convocată în termen de 5 zile. Ședința de astăzi nu poate fi nici extraordinară, pentru că n-a fost convocată și nu ți-au dat materialele în termen de 3 zile. Întrebarea mea, nu neapărat cu și cu răspuns la ea, dacă trebuie să aprobăm astăzi un lucru foarte important, respectiv bugetul de venituri și cheltuieli pentru un an de zile, într-o ședință de îndată, acceptând că transformăm convocatorul de astăzi din ședință ordinară în ședință de îndată. Deci dacă aveți știință, doamna secretară, că e posibil acest lucru, nimic împotrivă. În schimb, părerea mea este că o astfel de punere în discuție, o problematică cu o însemnătate destul de mare, eu consider că nu trebuie făcută într-o ședință de îndată. Executivule, semnă exclamări. Am trecut două minute, domnul. Poftiți? Am trecut două minute. Eu știu că dumneavoastră aveți o poveste lungă. Nu. Dar doamna secretară, domnul primar, dacă vorbeam, trebuia să mă lăsați. Eu nu v-am întrerupt și nu am de gând să vă întrerup. Dacă vă întrerup și eu pe dumneavoastră, dar lăsați-mă să-mi termin motivația. Deci eu știu că dumneavoastră aveți... Ce aveți cu mine? Doamna a anunțat că este legal constituită. Orheanu vă spune că nu este legal constituită. Contraziceți-mă! Este legal constituită prin prezență. Dacă prin faptul că e statutar, din punct de vedere numeric, asta, dar legalitatea nu se referă numai la numărul, la componența numerică. Legalitatea se referă și la 250. Când n-aveți? În cât timp terminați plodoria aia? Dumneavoastră, dacă vreți să ironizați sau să transformați o problemă care eu o infoc ca fiind reală și ne este tuturor dat să ne dăm seama... Ați văzut, ca să confirmați dumneavoastră, ați văzut data când mi-a venit de la Consiliul Județean adresa cu bugetul? Domnule primar, legalitatea nu înseamnă că dacă îmi vine mie nu știu când. Legalitatea înseamnă respectarea, așa cum spune textul și litera legii. Da, toate comunele din județul ăsta noi o fac conform legii. Iar noi îl avem pe domnul Orteanu care spune că nu face conform legii. Domnul primar, eu nu vreau să fiu toți. Da. Și nu vreau să fiu un încălcător de legi. Deci din punctul ăsta de vedere, eu mă abțin la ședința de astăzi. Particip la ea dacă dumneavoastră îi vreți să-i transformați statutul de ședință de îndată din ordinară pe care ați anunțat-o, particip cu dragă inimă și alte particip, nu e nicio problemă. Dar eu v-am spus că suntem în legalitate. Credeți că noi nu știm faptele astea? Sau credeți că colegii noștri nu, chiar nu știu ceea ce spuneți dumneavoastră? Dar eu pe dumneavoastră vă întreb, este facultativă respectarea legii? Atâta vă întreb. Să respectă legea... Nu este facultativă, domnule. Nu este facultativă, dar să respectă legea. Să respecte legea, domnul. Convocările sunt trimise cu legea de mine. V-a ajuns la dumneavoastră luni. Asta e. Și dumneavoastră n-ați binevenit. Probabil erați bolnav.
să ieșiți să luați convocarea. Semnătura pe convocarea dumneavoastră o are mama să treabă. Știți ce se întâmplă? Dumneavoastră căutați să scoateți, să ieșiți la liman. Eu vă spun că nu, dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Prin dezinformare pe care o faceți acum și prin minciună, nu se poate ieși cineva la liman. Deci dumneavoastră, dacă vreți, recunoașteți, dacă nu vreți, nu recunoașteți. Eu vă atrag atenția că respectarea legii nu este facultativă. Domnul Orcheanu, ce dată aveți pe convocator? Domnule, dar puteți să puneți data de anul trecut, domnule. Nu veniți la liman. Domnul Orcheanu, ați semnat de primire. Nu țin. Domnule mei, dacă colegii mei au tupeu, că îmi permite să folosesc acest termen, să recunoască că au fost convocați în termen și au primit materialele în termen, eu sunt de acord să... Domnul Orcheanu. Nu, niciun domnul meu. Această ședință trebuia ținută până pe data din 19. Celalte comunii din județul ăsta. Dar dacă facem dialog așa, facem dialog. Hai să vedem cine vine în comunitate. Dar adică dumneavoastră îmi spuneți că trebuia ținută. Vorbiți că trebuie ținută. Cine va opri să nu ținem, domnule? Domnul iară până de dinainte treburi din astea, bugetul pe un an de zile, veniți cu toate, cât despre el am despre. În loc să discutăm ce trebuie să discutăm, ce avem de făcut, noi acum ne încontrăm pe niște chestii pe care nu ați invocați așa. Lucrurile ați picuit dumneavoastră, că oare cumva nu poți să-i încurcă pe băieții ăștia spunând asta? Deci, noi să nu vă duceți nici la ceva constructiv. Numai ca să nu cumva să încurcați. Stimate domnule. Dar noi aveți să ne certăm aici. Păi domnul Rustu, eu vă spun un singur lucru. Am destule de spus despre modul cum a fost conceput acest proiect, buget de venit. Am destule de spus despre asta. Nu luați că, nu mi imputați mie că vreau să încurc lucrurile. Vă cer să respectăm legea și atâta tot. V-am spus să respecte legea. Nu cere nimeni la nimeni să respecte legea. Eu m-am oprit. Vă rog frumos să o respectați. Bine. Continuăm. Deci 12 voturi pentru și 1 vot împotrivă. Conținutul procesului verbal, aveți obiecția asupra lui. Adăugăm. Supunem la vot. Cine este pentru? Ademar de dezbătut proiect de hotărâre numărul 7 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 la nivelul comunei Căști, județ Bacău. Avem acum diverse. Nu se scrie la cuvânt. Notați care sunt. Cine se scrie la cuvânt? Rugăminte, ca să nu mai intervin nicio. Iar vreau să... Cine se scrie la cuvânt concret? Și aia și să nu mai revin iar după o altă. Și iar să facem tot felul de... Domnul Sârbu? Domnul Sârbu. Cred că la anexa 1, la proiectul de hotărâre, este o greșeală de relactare. La ultima filă, la anexă, la pot safrarea, cred că acolo greșeală că este numai 61-65 lei, cred că ar trebui 1000 lei. Dacă la aprobăm așa o să fie. Da, așa este. Da, așa este. Normal, ca lumea, dar e lucrat și sâmbătă și duminică și din programul liber și... Deci, ce am spus mai înainte, n-am nimic de ascuns. Toate sunt în fața dumneavoastră. Toate sunt discutate cu o parte din dumneavoastră, cu care s-au interesat. Numai eu știu cum ne-am străduit ca să aducem acești bani. Și vreau să vă spun că stăm bine vis-a-vis și o să vă interesați și noastră la cealaltă comunii.
Și ar fi culmea că acum noi să ne împiedicăm aici, acasă. Nu sunt puține drumurile făcute la Bacău, la și intervenție și telefoane și toate. Ca să putem să aducem și banii ăștia în comun. Da, nu. Asta e, mă scuzați, în continuare. Am, da. S-ar putea să mai apară ceva. Care ați mai studiat cu amănunt materialul, dacă mai găiești o greșeală de interpretare, din virgulă, din punct, de aia le acceptăm fără ceva de probleme. Bun, studiind proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului pe 2018, eu, fiind consilier de Pralea, din satul Pralea, am constatat că pentru satul Pralea sunt prevăzute un număr de 5 investiții, respectiv extindere luminat public, finalizarea monumentului eroilor, pod peste pârâul Pralea, în punctul Praja, reabilitarea școlii gimnaziale, respectiv amenajarea de grupuri sanitare noi, și asfaltarea uliței de la centru, în centru satului la biserică. Eu zic că sunt niște investiții pentru un sat care pe mine personal mă mulțumește, numai aș dori ca să se și realizeze acest până la 31 decembrie la anul. Dacă se realizează, eu, de punctul meu de vedere, sunt mulțumit că s-a alocat pentru sat, pentru anul ăsta, pentru vorbind de buget 2018. Deci sunt niște proiecte care mă bucur că le-ați avut în vedere și dacă le și realizați, felicitări mele. Mulțumesc. Cât posibil încercăm împreună, îi dăm semința și facem ce este. Domnul Sărbun. Da. M-am uitat pe buget. Mari diferențe între cel precedent, 2017 și actualul, nu sunt. Adică bugetul e la fel de micuț și sărac, dar trebuie să reținem că acest buget, așa cum este el, este instrumentul de lucru al unei instituții. Și el trebuie să deruleze din mai multe motive, pentru că sunt primarul care este coordonator de credituri, de achiziții și plăți, trebuie să facă și investiții și trebuie să ne gândim bine ce facem cu acest buget. Dacă domnul Orheanu a ridicat o chestiune de procedură cu care sunt de acord, vreau să întreb totuși, domnule primar, dacă noi aprobăm bugetul acesta în condițiile în care nu s-a respectat procedura, suntem noi consilierii pasibili de ceva? Nu. Bun, atunci s-a respectat trebuie să fim un pic mai înțelegători și să ne aplicăm un pic mai mult pe interesele oștii a comunității și atunci, sigur că lucrurile vor fi văzute altfel, prin altfel de ochi. Eu m-am uitat și sunt mulțumit oarecum, pentru că cu câteva zile în urmă am discutat și cu dumneavoastră în legătură cu capitolul cultură, pentru că, domnilor consilieri, anul acesta și Comuna Căiuți se circumscrie în mare eveniment al României, centenarul unificării tuturor provinciilor românești cu patria mamă, 1 decembrie 1918. Sunt câteva etape pe care trebuie să le parcurgem până ajungem la 1 decembrie 1918 și fiecare etapă pe care o parcurgem trebuie să fie consemnată, sărbătorită, cum se cuvine și în Comuna Căiuți. În curând, peste vreo lună de zile, puțin peste vreo 5 săptămâni, dacă nu cumva, sau 6 săptămâni, vom avea prima manifestare la Pralea, 27 martie, este ziua pe stil vechi, pentru că pe 9 aprilie, dar în istorie, în cronologia istoriei, pe 27 martie, unirea Basarabiei cu România. Suntem în restanță cu o promisiune a anului 2017, și anume monumentul dedicat eroilor căzuți la Pralea, marilor bătălii din Primul Război Mondial, dar tot rău e înspre bine și o să facem pe 27 martie, într-o marți, ora o să o stabilească domnul primar și cine va fi în suita aceea de la Pralea,
Este un eveniment deosebit, monumentul este gata, va fi montat și noi vom merge la inaugurare și în cuvintele pe care le vom rosti acolo, vom pomeni și despre evenimentul din 1917. Deci, eu personal sunt mulțumit pentru că la capitolul cultură s-au prins niște bani mai mulți, dar ar trebui, domnule primar, zilele Iarmarocului Căiuțului să rămână ca o sărbătoare arhaică de peste 100 de ani, să rămână așa la eveniment și să obligați, dacă vreți, capete de afiș care să animeze ultima zi, seara, spectatorii de la mici și de la bere, pe mari comercianți care își desfac produsele, să plătească ei capetele de afiș, iar primăria să nu se mai angajeze cu cheltuieli suplimentare, pentru că anul acesta vom avea cheltuieli suplimentare. Avem la sărbătoarea Salcâmului, care încheie o manifestare în premieră la Căiuț, Zilele Culturii la Căiuț, 25, 26, 27 mai. Vrem să facem un pic mai rotundă și mai frumoasă manifestarea de la Pralea, sărbătoarea Bradului. Știți că acum un an n-a fost rău, dar putea să fie și mai bine. Așa, și poate pe 28 noiembrie, când se sărbătorește centenarul Unirii Bucovinei, imediat vine 1 decembrie, Ziua Națională, poate că atunci vom acorda o parte mai mare din buget pentru manifestările, sărbările care vor avea loc la nivel de comună. Știți cum spune proverbul, la vreme de secetă e bună și grindina, așa cum este bugetul, este instrumentul de lucru al primăriei și trebuie să-l aibă pe masă ca să poată să se lucreze. Totuși, ca o sugestie, domnule primar, v-aș recomanda mai multă îndrăzneală în abordarea unor probleme de investiții majore pentru anii următori. Că acum discutăm de bugetul care îl aprobăm pentru 2018. Trebuie să avem în vedere că fără un pic de curaj și fără investiții mari cu care de ce să nu, cuvântul nu este deloc pompos. Să epatăm, într-adevăr. Asta am vrut să spun. Mă întorc și vă spun de fiecare dată aici, așa, este obsesia mea, o casă de cultură, stadion, parc de agrement pe lângă Casa Rosetei. Pentru că domeniul Rosetei consta în acest castel pe care încercăm să-l reabilităm, dar și cu anexa de parc, care acum, de ce, da, am eu 72 de ani, acum 60 și ceva de ani, era într-adevăr parcul Comunii Căiuț, unde se organizau chermeze, unde se făceau sărbători muncitorești. Veneau ăștia din fabrică, se cânta de 1 mai și era frumos. Și dacă tot facem atâtea poduri, și este foarte bine că se fac podurile, am văzut că sunt multe și prin Pralea și prin Căiuț, haideți să prindem la anul, să facem un pod peste viaductul care face legătura cu podul Ștefan cel Mare, acest monument istoric din patrimoniul național. Și ori anul ăsta, din niște economii, ori pentru la anul, să încercăm să facem bustul domnitorului cu placă explicativă și chiar o pergolă acolo sub care se pot adăposti turiștii care, dacă facem podul și comunică, se poate trece cu mașina dincolo, poate deveni un punct turistic important pentru comuna de Căiuț. Și o ultimă chestiune. M-am întins, dar este, cum să spun, mingea ridicată la fileu. Și aș vrea să atingem puțin chestiunea cu brutăria de aici. Pe mine mă doare inima, pentru că aici, în brutăria din fața mea, eu am învățat carte. Cred că am făcut clasele 5 și 6, 6 și 7 în clădirea de alături.
Este o pată urâtă pentru comună și mai ales pentru spațiul acesta destinat recreierii. Depozitul de lemne și faptul că vin mașini și descarcă și gălăgie și însuși faptul că nu are destinație culturală această clădire, așa cum e împregnat în pereții ei, pe mine mă deranjează. Vedeți în ce condiții mai pot funcționa domnii aceștia de aici. Dați-le ultimatum să se ordoneze cu activitățile de aici, dacă nu arătați-le cartonașul galben și să se ducă, sau roșu, să se ducă să-și caute alt sediu. Iar noi avem ce face în această clădire legată de baza sportivă care și, și asta este un subiect pentru dumneavoastră, pentru primărie și pentru noi consilieri. Facem sediul Asociației Sportive Viitorul cu cabine, cu tot ce presupune o activitate sportivă ordonată și civilizată într-o comună. Mulțumesc! Domnul Orcean. În câteva lucruri vreau să fac. Sunt legătură cu acest model de vedere. Făcea cineva referire la modul de vedere de acasă. Haideți să nu mă mai leg de faptul că nu-i trecut capitolul prima dată și după aia semnificația capitolului. În schimb, mă întreb. Știu să fac diferența între semnul matematic minus și cratima. Cratima se pune în fața literelor, iar semnul minus în fața cifrelor. O să spuneți că e un lucru lipsit de importanță. Dacă la toate cifrele înscrise în acest buget venituri ar fi fost acea cratimă sau semn minus, care poate fi interpretată cu... N-aș mai zice nimic. Dar la unele e pus, la altele nu e pus. Se înțeleg că sunt cifre cu minus și altele sunt pozitive, cu plus. Asta nu demonstrează altceva decât un lucru făcut iară pe repede înainte, pe gravă. Căutați dumneavoastră să scuzați creatorul acestui buget, Rece Serviciul Contabilitatei, dar eu vă spun dumneavoastră un lucru. Că toate lucrurile se fac nu pe repede înainte, doar. Că trebuie depus, că trebuia aprobat până cu 19. Deci nu l-am făcut până cu 19. Din tot bugetul ăsta, o întrebare. De unde reies aceste cifre? Însemnând, de fapt, valori pentru cheltuielile respective. Dacă în spatele acestui deviz, pentru că cu ușurință putem constata că sunt foarte multe cifre rotunde, sunt dacă în spatele nu găsim o antimăsurătoare sau un deviz estimativ. O altă întrebare. Văd și cu toată lumea am putut să vedem. Alocăm pentru biserică 70.000. Pentru burse doar 2.000 de lei. Consolidare CONAC 70.000. La aceste obiective, domnii mei, rămân ceva. Rămâne ceva. E o chestie materială care rămâne. Alocăm pentru așa zise zilele comunii, care de fapt și de drept ne-am angajat și anul trecut, că nu va fi un simplu bârj, adică un simplu târg, dar de fapt și de drept asta a fost un bârj, un târg, nici de cum zilele comunii. Și alocăm 50.000 de lei. Eu știu că banii nu ajung niciodată, că nu pot să fie suficienți pentru toate care le avem noi de făptuit. Dar de fiecare dată eu am propus în felul următor, să cheltuim pentru lucruri trebuincioase majorității locuitorilor acestei comuni. Și pentru lucruri care să ne ușureze viețuirea. Îți spune partea spirituală a acestor manifestații, că-i bârș, că-i târg, că sărbătoarea bradului, a saltâmului. E o chestie spirituală, da, ne hrănește spiritul, sunt de acord cu dumneavoastră. Dar de ce sume foarte mari și să nu îndreptăm o parte din aceste sume și câte niște lucruri materiale care să, într-adevăr, să ne ajute să ne îmbunătățească viețuirea? Vă întreb un lucru.
Ne-am întrebat vreodată noi, dumneavoastră executiv, câte stații sunt pe traseile mijloacelor de transport? Că or fi într-un sat una, că or fi pe un sat două stații. Deci oare n-am curces printr-o altă măsurătoare, de care o invoc eu acum, să facem un inventar, să vedem necesarul acestor stații și să ne propunem în timp, nu neapărat anul ăsta, dar până, domnule, satul Prare, Subridar. După aia, anul următor, luam satul Hertiu, Boiștea și Brâncen, și așa mai departe. Și să facem stații, domnule, după necesar. Nu unii să beneficieze de acoperișul împotriva ploii și a vântului, și alții nu. Pentru că nu toată lumea este în jurul unui anume stații. Am ridicat o problemă în ședințele precedente, respectiv și am spus-o, iar revin și de această dată. Nu am regăsit în acest buget. Veți spune dumneavoastră, cum ați anunțat și în ședința precedentă, că protejarea surselor de apă recte a fântânelor poate fi făcută și nu neapărat trecut într-un deviz, într-un buget de venituri și cheltuieli. Domnii mei, eu m-am referit atunci, nu neapărat la, numai la protejarea acestor surse de apă, respectiv a fântânilor. M-am referit și la realizarea unei surse de apă în satul Mărcești. Aceste sume însumate, deci toate aceste cheltuieli însumate, cred că trebuiau trecute în BBC. La capitolul 8402, referitor la întreținere drumuri, când faptul că minus 293.000, văd eu acolo, de lei, dar cred că vor fi plus, vor fi bocrat mai aia, nu eu, ca să nu-i minus, v-am rugat să întocmim cu alte măsurătoare pentru toate drumurile neasfaltate care trebuie să facă obiectul lucrărilor de reparație și întreținere. Și dacă făceam această, exceptând dezăpezirea, care în funcție de minusorile care cad, aia. Puteam foarte simplu, venim cu 293.000, este făcut o antimăsurătoare? V-aș întreba eu, care sunt cantitățile, de, pentru că dacă veniți cu suma respectivă, ea trebuie să rezulte aceste cheltuieli care ne le propunem în urma unui deviz estimativ. Care sunt cantitățile de ori autogrede, ori buldoze, ori încărcător balast, transport, retrofinat proaspăt și câte și mai câte. Și a doua chestiune. Acolo am fi văzut și am fi avut posibilitatea, pentru că domnul primar vine și îmi spune mie, zice, domnule, și anunță dumneavoastră așa tendențial. Zice, domnule, care s-au interesat, care au vrut, noi ne-am pus la dispoziție. Eu recunosc, domnule primar, că alaltă m-ați invitat ca să procedem la o dezbatere. Când v-am întrebat pe cine ați mai anunțat, mi-ați spus dumneavoastră, domnule primar, pe cutare, pe cutare. I-am sunat pe toți, ca toți colegi, vă zic, nu prea mă simt în stare, nu am... Deci dumneavoastră să verificați pe mine. Păi nu, de ce nu? De ce nu? Pentru că de foarte multe ori ați spus una și ați făcut alta, domnule primar. Și în atare situații mi-am luat măsură de precauție. Și... eu mă întreb un lucru, de ce oare nu ar fi fost bine ca să ne fi întâlnit absolut toți de aici și să ne dăm cu părerea și fiecare? Da, că o parte dintre dumneavoastră vă declarați mulțumiți, așa v-am mulțumit, eu v-am mulțumit și anul trecut, la început în ședința precedentă, v-am mulțumit pentru lucrurile. Mă lăsați să teme, mă lăsați să teme. Nu vă las. Atunci... de ce n-ați spus înainte de a începe ședința? Domnule, haideți să stăm jumătate de oră să vorbim de care să ne mulțumim și după aia începem. Și după aia haideți să facem. Care era diferența între luni și astăzi? Dumneavoastră vreți să vă spun un lucru? Ca să, nu, ca să vă spun adevărul. Că dumneavoastră întotdeauna aveți slalom. Faceți slalom cu mine. Domnul meu, m-ați invitat doar pe mine, știind că sunt cam un spirit critic. Și așa, și te-a zis, lasă, domnule, cu voastră îl pun la punct prin faptul că îl chem, îi sunt la dispoziție adică, o idee de a fi consultat și cu asta, basta. Cât despre să fim înțelegători, pentru un antivorbitor de aici, așa, că, domnule, să fim înțelegători.
Domnii mei, sunt întru totul de acord cu înțelegerea. Dar de ce nu vreți să înțelegeți? Că eu nu m-am cerut ceva. Ce să înțeleagă oamenii ăștia, dumneavoastră, vorbiți în numele lor? Nu! Dar vorbiți în numele dumneavoastră, domnului. Am vrut să atenționez pe alții, am vrut să atenționez, și nu mi se dragă mie atenție să fiu înțelegător. Eu sunt destul de înțelegător. Pentru că niciodată n-ați întrerupt pe nimeni, domnule primar, vă atenționez. N-ați întrerupt pe nimeni pentru o discuție purtată în ședințele de Consiliu altele decât cele puse cu problematica pusă în discuție. Pe mine de fiecare dată, dacă discut, vi se pare că discut mult, să mă întrerupeți. Cu toate că eu, de fiecare dată, nu am discutat decât despre problematica pusă în discuție. Ce a spus? N-am înțeles. Ești întrebat. Caracter. Ce a spus, domnule primar? Că nu am auzit. Îmi dau încă două cuvinte, dacă vreți să repet, că nicio problemă. Nu asta a spus, că vorbiți mult și eu am zis încă două cuvinte, nu am spus nimic altceva. Spuneți-ne, domnule primar, repetați, aveți tăria să spună asta. Deci am spus destul de clar, ce vreți mai mult de atât? Să vă fie de bine atunci. Mulțumesc mult. Nu, să poate nu a terminat, domnule, că asta a terminat. Să nu vă mai spun, treceți aici cu toată ziua. Domnii mei, treceți via ductului de la Căiuț. Pe traseu, nu e, traseul Căiuț-Hârtim. Ca să nu e nici la Hârtim, nici la Căiuț. Traseul Căiuț-Hârtim, ca să ne exprimăm corect. Dar cine beneficiază de el, domnul Orcheanu? Locuitor din Căiuț sau locuitor din Hârtim? Domnule, dar vreți să vă spun ceva? Dumneavoastră, toată comuna beneficiază. Că mai auzit aici o discuție. Consilier de Popen, de Bridaș sau de... Nu! Noi suntem consilieri pentru toată comuna, domnul primar. Deci, și a doua chestiune. Cred că mai mult circulați dumneavoastră pe drumul ăsta, pe traseul ăsta, decât mine, că Hertian, dacă e până acolo. Ce vreau să vă spun? V-ați gândit la viaduc. Totul e bun și frumos. N-am venit eu cu o rugăminte la dumneavoastră. Dom'le, când facem câte o investiție din asta, hai să o punem în discuție. Am venit de atâtea ori. N-am văzut în această investiție, în punctul la intrarea în Hârtiu, la Casa Bălcuțaru acolo, unde drumul este foarte îngustat, cu vizibilitate redusă și cu canalul direcției silvice, de la părul Mihăileasa. Acolo, dacă chemați un expert și un meseriaș, ne dădeau idei și am fi trecut și acel punct acolo. Că e un fel de viaduct, că e ceva dalat peste canalul respectiv și așa mai departe. Dar lucrurile sunt făcute în viteză, ele sunt bine că sunt făcute, nu critic faptul și nu neg totul, domnule. Eu n-am negat niciodată totul și am zis felicitări pentru lucrurile realizate. Dar de ce să nu faci un lucru bune, trainice, durabile și împlinite până la urmă? Despre completarea, mulțumesc că m-ați ascultat, nu știu dumneavoastră și rămâne ca să poate să realizează pe înregistrare cuvintele, cele două cuvinte adăugite. Fapt pentru care vom purta altă dată în alte condiții, alte discuții. Vă mulțumesc. Da, domnul Opre. Am și cam uitat și trebuie să mai stau. Deci, eu vreau să vă întreb așa. Poliția comunitară aduce beneficii instituției astea? Sunt ca să ajut taxe, poliția. Da. Faci ceva pentru comunitatea noastră? Faci. Bun. Oameni de grădă. Poftim? Oameni de grădă. Nu, sunt ocupați de bani care pleacă. Întrebam. Da. Trebuie și răspuns. Și a doua, aș întreba, aș vrea, chiar tare aș vrea, mașinile care sunt pe străzi. Nu știu, bage lumea în ovărat, nu vreau chestii șosea. Cine știu eu să las mașina în mijlocul drumului? Mașinile parcate ilegal. Ilegal, pe șosea. Am câte două, trei mașini, foarte bine că ai două, trei mașini. Bă, prin ovărat, nu, dacă ești bogat. Nu lăsa în drum să blochezi circulația. Fă-ți-o, bagă pe poliție, bagă-o în curte, că așa e normal, nu? Așa aș vedea eu din punctul meu de vedere. Nu, schimb maneta dacă vine un pieton. Da, ești pericol de accidente și microbus. Hai să trimitem, mă știi, în țări, hai să facem ceva. Uitați, poliția locală, păi asta va face.
Mă permiteți? Da, n-am terminat. Nu, nu, dar după dumneavoastră, dacă permiteți. Domnul președinte. Îmi permiteți, domnul președinte? Două minute. Două minute. Dar după domnul președinte. Nu mai vreau spune. Lați întrenul, vedeți? Îmi cer scuze, dar... Domnul președinte. Dar... Eu am înțeles ideea. Da. Facem adrese prin poliția locală, fiecare se ia la cunoștință. Prima dată avertisment, după aia să sancționăm cu oameni. Vă referiți la Blidar și la Pradea? Nu, pe toată comuna. Pe toată comuna, pe toată comuna găsește așa. Și mai da. Aș vrea să mai adaug ceva. Și eu am un garaj, am șef de comandă, atât de transportul de persoane, dacă el cineva dintre voi e șofer sau conducător auto, nu neapărat trebuie să-mi las eu autobuzul în curbă, în poartă. Dune-i, domnule, într-o parcare, dune-i mai încolo, dar... Te rog frumos, viu cu un camion, viu cu ceva, plătesc robinetă, plătesc toate taxele, mi le plătesc, nu? Cine ești tu să-mi lași în curbă? Avem poliția comandar, avem și poliția care o avem aici, nu? Hai să facem ceva, deci nu, aici e inadmisibil. Mă opresc, dacă crezi, mă las tractorul sau las camionul în drum. Ce e asta? Hai să fim mai civilizați, așa aș vedea unul. Bravo, corect. Așa e corect. Corect, doamne, corect. Mulțumesc. Domnul Mășean. Domnule, sunt mulțumit de faptul că întotdeauna eu, cu două minute, altul dacă promitează despre prețul caiilor și parcurii zburătoare, nu e nicio problemă. Dar n-am vorbit mai mult. Nu dumneavoastră, domnule. Când domnul primar nici nu trebuia să spun mie două minute, că ședința nu e compresă cu dumneavoastră, este compresă cu cât un președinte de ședință. Da? Asta e altă chestie. În cuvântul și domnului vice. Da. Problema poliției locale e foarte bine ridicată, domnul. Pentru că poliția locală, anul trecut, cu foarte multă greutate, am realizat acea comisie, ne-am ales o comisie de ordine și siguranță publică, care ar mai fi trebuit să facă un plan al poliției locale, în baza căruia să funcționeze, planul de ordine și siguranță publică. Numai că nici la ora actuală, sunt 2 ani, de când funcționează acest Consiliu și de când poliția locală nu își desfășoară activitatea în baza unui plan. Așa cum spune iar legea. Dacă nu-i bine să cerem să fie respectată legea și să lucrăm, să intrăm în legalitate, nimic împotrivă. A te duce acum și a chema poliția locală, nu poți să-i ceri absolut nimic, pentru că nu este undeva stipulat care este planul de muncă, de lucru a acestor oameni angajați pe aceste poste. Vă mulțumesc. Da. Cum vă spuneam, ședința ilegal constituită. Sunt 40 de zile lucrătoare de la 45 de zile lucrătoare de la data când se eliberează de către guvern, noi luni trebuia să împredăm, sunt comuni care l-au făcut ședința. Au venit cifrele vineri, sunt comuni care au făcut sâmbătă, care au făcut duminică ședința, ca să poată să dea la timp terenul. Dar putem da exemplu. La Bârsănești s-a făcut bugetul, aștepta lista de la Bacău și la Absurd a trecut puncte. Și a completat când a venit sumele. Dar au găsit înțelege, au vorbit consilierii între ei, nu s-au supărat nici. Deci, fără nici fel de probleme. Și eu am cerut derogare ca să mă duc luni, pe 19, să-l duc astăzi. Doamna contabilă, Iisus lucrează, când a plecat aprobat de aici, aia stă în continuare ca mâine de să poată prezenta de la Hanac. La... Da. Da. Păi motivați dumneavoastră și... Acum eu vorbeam. Da? Da, mulțumesc. Dar colegul dumneavoastră puteți să că nu le opriți. Eu nu sunt consilier, domnul. Poți ieși afară, dacă nu ți-a dat afară, nu l-ați mai consilier. Dar și nu cred că a venit cineva să ceară o lămurire și nu i s-a dat. Și nu cred că ar fi fost cineva împotrivă dacă dumneavoastră executivul ne-aș fi convocat pe noi. Hai bă, cu puncte. Și, băi, uite care e treaba. Domnul Chiam, nu aveam niște cifre pe ce să vorbesc cu dumneavoastră, dacă eu nu aveam niște cifre reale. Treceam lucrurile și în funcție de aia stabileam priorități și treceam în ordinea priorităților. Dar, dacă domnul primar treceam toate lucrurile necesare nouă,
și în funcție, să stabilim ordinea priorităților și în funcție de aceste priorități și noastră nici nu mai ridicam mâna și votam bugetul cu, cu ochii închiși. Legat la ochii. Nu se vrea. Da. Eu asta e comisiunea mea. Da. Să punem la vot în forma inițială. Inițiată de domnul primar. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Da, de fapt, zic că Bocos a dus rectificări la sub. Trecem la punctul de diversă. Cine să scrie la cuvânt? Diversă. Diverse. Eu. Domnul Mărcăț. Domnul Matei. Domnul Boscan. Domnul Matei Laurin. Da, domnul Mărcăț. Da, în atenția executivului. Votul la Hentului, pe tot. E plin cu memor, cu noroc. Și s-au înfundat scurgerile. Ar trebui curățat. Nu știu de podul, să știu că atunci. Dar vreți să mă răspund? Păi n-am venit, n-ați aprobat bugetul, de unde să ducem bani să curățăm podul? Nu s-a aprobat bugetul, nu s-a aprobat bugetul, dacă bugetul ați întocmit, vă adunăm noastră doi. Eu știu că îți faci un buget să teamă tot restul lumii, când îți vedem și restul lumii, măcar ați întrebat în ce dată se aprobă bugetul de către Consiliul Județean, să știți data, ca să știți când... Dacă ați luat ceva de la domnul Turlan, l-am luat cei mai rău, să știți. Măcar îmi pare rău. Nu știu, poate odată o să ajungeți și dumneavoastră pe scaunul ăsta, să ajungeți primar, să vedeți cam cum este să fii condiționat de anumite lucruri și să vedem atunci de unde luați exemplu. Vis-a-vis de bani, tot respect. Dar noi putea să avem o ședință din principiu înainte. Băi, fraiere, cam ce priorități ar fi fixat? Apunta bine acolo. Domnul Marcus, dar eu nu eram sigur pe un leu din banii ăștia. Dă-mi deoparte banii. Păi, ce, cum, pe ce faci? Pe ce vorbești? Făceam o ședință din principiu, vedeam care era urgențele numărul 1, după care alocai banii unui trebuie. Așa dumneavoastră, suntea și consiliul local, și primar, felicitări. Dar unde ești? Din lista care ați văzut-o dumneavoastră, m-ați aprobat cu noastră listă. Gata, nu mai încheiem, bugetul a trecut. Nu, da, divers, spuneți, în ce scuze, spuneți cum când are rost. Da, deci podul, de la dezăpezit, de la una, de la transport, s-a încercat cu noroi. Scurgele sunt înfundate. Când plouă, se duce apă la 20-30 cm. Și-i problemă. Și eu să stropesc oamenii și crapă betonul mai mult. Am cum treci calea ferată în stânga, vis-a-vis de Costică Purcaru, tot așa, e un strat din orui de pe 30 cm, nu mai încap două mașini acolo. Trebuie băgat lampa de la autoblede până în betonul ăla care e existent acolo. Uitați, domnul Ocheanu, băi, iar îmi termin, poate e șapa în medie. Vă contrage, spuneți cum trebuie, domnul Ocheanu, spune. Lamă simplă, lamă nu trebuie, numai simplă, lamă. Acum, noi ce să facem? Ce ceriți noastră sau ce... După aia spune că împingem vânt. Aici, imediat după CFR. Cum? Imediat după CFR. Acolo s-a rădestat, s-a rădestat. Sunt bloc mare, domnul, doar trec și dumnealor și văd... Dar n-ați înțeles. Am înțeles, domnule, pe colmatarea mântului ăla de acolo. Nu, nu. Cetatea aia de beton acolo. Așa, cazenată. Stânga-dreapta ei acolo este numai după 30 cm. Și s-a îngustat strada. Nu vorbim de la CFR la pod că drumul e praf și trebuie scos asfaltul. Da, corect, și acolo. Dar aici unii problemă, unii urgent, unii poate să iasă accident oricând. Da. La fel drumul Popeni-Pralea. S-a depus un strat de balastru, petriș. Zgură. Zgură. Da, e foarte periculos. Celălalt trebuie curățat. Ați văzut la punctul numărul... Ce am prins cu lista de investiții? Da, da. Ați văzut? Am văzut. Ce? Am văzut. Ce? Ce a scris acolo? Poterii. Dar nu e didatoria la județean? E drum județean ăla, nu?
dar și anul trecut, la fel am făcut. Am așteptat să vină domnul județean. S-a mai trecut un an și n-a venit. Și am făcut, vă aduc adresele. Am 5-6 adrese făcute. Păi, dar e vina mea. Dar e vina mea. Că nu ajunge la dumneavoastră, puneți frână. Băi, ce caudeți? Nu prea ajunge el la noi, tot noi mergem la ei. Bine. Dar atunci cât ați ține strână? Aici mai ține și de conștiința fiecare. Ar putea fiecare să iasă de o mătră la o parte, după aia să dea prea comos. Ne-am obișnuit așa prea comos. Să ni se facă toate adresate. Adresate. Vorba adresate. Dar șepe, șepe. Păi bine, ce aveți? Ce ați spus să ne iei pe zona aia? Vezi la poartă la oameni, spuneți treaba asta. Și după aia ne întâlnim după 10 zile. Dar poliției pe ce l-aș trebui, dați multe lucruri. Două chiar așa. Bine. Domnule, da, cam atât, mulțumesc. Da, domnul Matei. Domnul primar și domnul vice, am constatat că în Blidari, în centru, există un container în care lumea își pune bidoanele astea de plastic, pieturile astea s-a adunat acolo. În prare n-am văzut. Rugămintea este, dacă puteți mai construiți unul, două, sau nu am prare, bănesc și în cealaltă cu sate, ar trebui undeva în zonă centrală, așa, pentru că bidoanele astea, în majoritate, ajung în pârâu. Dacă omul are unde se pune, sigur că îl pune. Dacă nu, la rog, fie îl pune la gunoi, fie... Și a face și o selectare a gunoiului, cumva, în principiu. Deci să aveți în vedere dacă ați putea pune... Cred că nu costă prea mult construcția unui container. A fost dus și la Pradea. Când s-a dus cel de la Pradea, s-a dus și la Pradea unul. Sunt. E posibil să fie la cineva acasă. Ar trebui poliția locală să facă investigații. S-a pus? Păi nu știu, nu, aceste, să vă spun, aceste containere, la Anța de Dreptate, au fost confecționate undeva prin 2005-2006, din 15 din inventar. Și au fost făcute foarte mari, mari. Iar noi anul trecut, am făcut cumva și din unul am făcut două. Au mai rămas puține din 2006. Am intrat la casare din ele, mai care le-am găsit, care nu. Și am făcut din unul... Dar știu unde să căutați. Două. Bine, am înțeles, da. Așa. Și am mai dus pensa. Și acum chiar ne gândeam la Bupeni, avem unul întreg, îl facem, îl împărțim în două. Dacă știi și la Prale. Domnul Matei, dacă știi de ce nu spuneți? Dacă știi de ce nu știu, băi, tot mai știu. Că nu știu, nu se cauză. Dar e când nu se cauză. Mai să ne dați un loc de amplasament. Cine am nici vedea de? Nu vedea la Zabila el. Mulți oameni, ori nu vrea acolo, ori îl mută, asta, ori ceva... În zonă, zona centrală, că acolo nu știu undeva unde mai aglomerat. Sau două puse, dacă nu ies pe un magazin acolo. Exact, un nu mai ajung undeva acolo. Deci omul la magazin, te-a la bere, că nu s-a la bere sau la bere. Două, dar mă acolo, nu? Adică ar două, dar eventual pot fi și alte construite din nou și date prin la cineva sau, domnule, ai grijă, vezi, l-am pus în fața casei mătale, vezi, dispară. Și am pus zic, rotării mai stau într-un sat, în fiecare sat, ăsta, Noi avem o firmă care vine și preia pieturile astea. Da? Păi dacă aveți cu da, da. Am un contract cu ei și îi dă o cantitate de care ne scadem de la fondul de mediu. Avem un scad. Deci am fi foarte interesat să recuperăm niște bani până la urmă. Aceste care sunt puse în sașul astea, te vin și le iau o firmă și le dau... Păi înseamnă că sunt un problem, trebuie să se eficiente. Deci trebuie pus în prare, nu este niciunul. Tot anul trecut l-am pus aici, la rugăciune. Păi nici vă să puneți vreo 3-4, dacă tot mai puneți vreo 2. Că nu trebuie l-am pus pe tatăl drumul Hirtiului, dar școala de drumul Hirtiului. Era prea niciunul, de aia ne-am pus. Poate 2-3 poate să puneți vreo 3. Domnul Roștan, domnul primar, pe finalul mandatului dumneavoastră ca vicepimar, rețin că ați fost cu niște reprezentanți de la Albia Drumului Peuți, pe marginea Albiei, și se preconiza că va face o regularizare care să se lege cu lucrarea făcută de CFR. Au trecut câțiva ani. Mai știți ceva? Aveți cunoștință că pârâul deja s-a formatat, trebuie făcut ceva. Erau niște reprezentanți la Apele Române care făceau un studiu de fezabilitate vis-a-vis de mega proiectul Rotoșu și Afluieți. Deci au venit de la Ghimeș, de la așa, Comănești, dacă ați trecut prin zona aia pe acolo, sunt niște diviri la Trotoși și vor să ajungă cu el până la Vestare. Și au făcut un studiu unde sunt problemele majore. Na, am cerut și noi atunci, regularizare, într-adevăr trebuie aici, regularizare la Părâul Vralea. Da. Deci, au fost astea de, de
este de cazabilitate. Știți ce să vă spun acum, nu știu în ce stadiu este și ce s-a mai întâmplat. Inclusiv cu trotul și umbilul pe acolo. Nu e un pic explicat. Comparativ cu părâul Pralea, părâul Căiuț e o problemă, că inundă Căiuțul. Deci părâul Pralea inundă și el, dar nu afectează cetățenii. Nu merge prin Da. Deci aici trebuie făcut cumva. E o distanță mică, de la Țârgu până la podul CFR, unde să e făcută lucrarea asta. Degeaba e făcut în aval, dacă în amonte o să creeze probleme. Și ar mai fi o problemă la, cu drumul Căiuț. Undeva Stanciu, acolo, în zona aia. Deja o mașină a acolo în șanț, poate ați văzut că a fost problemă. Trebuie un pic pus balastru, înțeleg, o să fie asfaltare, dar momentan, țăcară, sunt mașini de mare tonaj. Da, le condiționăm, le taxăm, ceva se întâmplă, dacă nu trebuie făcut cumva. Că și cetățenii merg în zona asta, deci nu neapărat. Sincer, mi-e cam teamă ca la momentul ăsta să mai băgăm ceva bani pe întreținere drumuri acolo. Că chiar și o mașină de balastru nu ți-o duce nimeni degeaba. Tot trebuie plătite și acolo chiar e o problemă, că voi mașină balastru să duce toată, pentru că m-am și orientat. Ori pe aici s-a dus în șantul ăla, ori s-a dus în râpa cealaltă. Gata, s-au făcut găurile pe centru și brânzele ecorească, deja s-au făcut și capul pădurii. Noi o să aducem cât de curând o mașină de ecorească, să încercăm să întindem acolo, să mai lungim boala până în vară, până sperăm exact, lucrările. Asta și spuneam, o lungire a porii. Nu m-a întrebat nimeni, dar dacă ați văzut, iar revin la lista aici. La drumurile acolo a dat o sumă foarte, da? Da, 20. Adică 20 ceva de miliarde. Da. Zic, avansul dat pentru care banii deja sunt în contul la noi. Da, da. Asta e situația de moment. Da, o să încercăm. Acolo, unde spune și domnul Roșcan, este oamenii acolo înzis și păi nu mai aduce. Ăștia, deci vă să vină în palatul în curte și... Așa, se înaltă chiar îmi aduce un cuit de atrancoată, nu mai pot să ies din curte, frate, fără ceva. Unul zice da, unul zice da, unul nu. Da, dar știm și ce trebuie. Casa lor, acolo, iar trebuie. Când am fost ultima oară, nu sunt numai unii, că nu pot să ies din curte. Situația aia în vincul, acolo, eu am înțeles. Eu am spus ceva. Hai, doar tăia, grengile pică. Da, ok, da. Eu iau un ordine. Nu vreau la fiecare ședință și eu vă zic, domnule, am făcut asta, am făcut asta. De asta nu și ce probleme rezolvate, nu le mai ai în timp. Nu, dar nu zic eu, am făcut asta, am făcut asta, am făcut să fac. Da, domnul. Domnule primar. Da. Vă rog frumos, dacă gândiți pe mine, faceți o scurtă de prezentare a datelor ce vor începe principalele investiții și repute în acest proiect. Pentru informare așa, populația noastră și noi, la rândul nostru așa. Estimativ, dacă puteți acum, dacă o altă dată în prima ședință. Da. Nu pot să vă fac acum așa o... Nu vreau să greșesc, să vă dau niște date iurea și după aia să mă întrebați pe mine de ce... Vă dați seama. Specificat, estimativ. Dar dacă e estimativ, nu înseamnă că e ceva cel. Deci tot ce este privit de investiții, estimăm un 50% realizabil anul ăsta, restul în continuare pe anul viitor. Da. Rețineți și întrebarea aia și atunci o să competezi. Un cerere a tuturor anul ăsta? Nu. Păi cât posibil 50%. Cu începere? Da. Dar care sunt lista de investiții deja, lucrurile sunt începute? Că vorbim de avizii, că vorbim de studii de fezabilitate, că vorbim de proiect tehnic. Astea sunt lucrurile începute. Da? Mă refer la pentru că este o urgență. Este urgența. Aveți în vedere acest aspect. Podul de la Hiltia, dacă mă întrebați efectiv pe lucrare, vă pot spune ceea ce știu. La podul la Hiltia este studiul de fezabilitate făcut, este contractul de finanțare semnat, deci studiul de fezabilitate depus la Ministerul Dezvoltării, pe PNDL. Contract de finanțare semnat, vă pot aduce și contractul de finanțare semnat. Așa? Acum suntem în stadiul de expertiză și proiectare tehnic, la STU, la proiectul tehnic. La asta se lucrează la momentul ăsta pe acest obiectiv. Nu vă pot spune când va fi gata și când... Pe fiecare lucrare în parte vă pus dat în ce stadiu sunt. Dar nu vă pot spune când sunt gata sau... Ele inițial sunt început. Nu sunt început în timp. La mandezi pe zile. Aia o să achiziționăm și o să fie, o să o cumpărăm. Peria, la fel.
Ce-a mai trecut nu mai pe acolo? A referit la investițiile mari, domnule. Da, nu, la lucrări, la lucrările astea mari, toate sunt demarate. Au proiectele începute din luna anul trecut, dar în ea nu continuare, pierde. Deci nu mai discuțiile vis-a-vis când, de anul trecut, când se spunea că, a, numai SF-ul, numai... Uitați, SF-urile de anul trecut, anul ăsta trec toate, cred, care au intrat la finanțare, cele 5 din care le-am depus, trec la proiectul tehnic. Traducerea la SF-ul înseamnă științificul fantastic. Nu, 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 da, domnul Mătesc. Cam în tematica asta se demarează. Cam așa e România. Cam așa e România. Da. Avem niște probleme tehnice. Da. Nu mai cine spuneam, dacă ne dați voie să... Perioade de înainte. Da. Nu e problema noastră. Deci sunt greșite la niște calcule, la totale. La total. Doamna contabilă, nu știu dacă putem acuza chiar atât de mult. Nu, o acuzăm, că niciunul, poate printre, în afară, și mai discutit. Că e o relație nu chiar constrânsă și bună. Că în ultimul timp s-o mai drese treaba așa. Armonizați-o. Da. Dar sunt niște, la socotele acolo, la calcule, sunt niște greșeli. Adică apar niște diferențe de cifri și nu vreau ca dumneavoastră să aveți material într-un fel și la un moment dat să apară hotărârea în alt fel și să avem discuții. La prima pagină, da? Venitul bugetul local nu este 921,86 lei, este 1000 lei. Exact ce a precizat domnul Matei și au mai apărut niște chestii. Apoi, la capitolul transferului la Ordine Publică și Siguranță Națională, capitolul 61,02, totalul e 278,68 față de 201,23. Practic pagina, doamna secretară. 3. Practic pagina. Pagina 2 a anexei. Vă rog frumos. Da, mulțumesc, mulțumesc că ați sesizat. Vă rog frumos, mai repetați. A doua pagina. A doua pagina. Pagina 2 a anexei. Bine, am înțeles, am înțeles. Au înțeles. Asta era. Colocați. Pagina 2 a anexei, partea de jos, aveți capitolul 302. Deci, sumării, care e cifra? E greșit dacă adunați toate, vedeți că nu dă 201,23, dar 278,68. 278,68. Doamna secretar, prin telefon, când noi vorbeam, le calculați. Păi nu e așa. Tot face să vedeți, nu e tot. Dacă le sunt doar abuni, nu iese totalul ăla. Păi nu, dar ca să nu apară diferenții între... Notațiile acum aveți bugetul și... Între dumneavoastră și noi, după aceea, zic, băi, ăștia... E spus una și ai făcut, da. Una votăm, alta facem. Dar ca și pe interior, nu e nicio spus. Păi nu, e... Da? Am regăsit capitolul 602. Spate-mi minuturile alea. Vă întreb dacă le spate sau dacă ne indicați. Eu am spus că vă trebuie la următorul buget pe care o să-l aveți, o să-l aveți tabelar și atunci se elimină... Vedeți, nu vedeți un apic, nu vedeți un apic, nu vedeți un apic. Doamna secretară, eu apreciez intenția dumneavoastră. Dar voi stați au discutat. Nu, că era mai diverse acum. Mai tot diverse, dar nu se văd o creștere. Mai aveți modificări? Da, mai sunt. Următoare. Cu fiecare parte să vreau să le spuneți pentru toți. La învățământ care este 6502, totalul e 333 și nu 2349. Următoarea pagină, domnule. Da, dacă îi calculezi fiecare termenul, da, greșește. Apoi, capitolul 6702, în loc de 197,91, avem 247. Azi, bun, jos, sunt bune, poate sumate nu dădeau. Exact, bine să avem bun, că acum nu. Alte servicii în domeniul culturii, recreării, religiei, 122 ierași, corect este 192. La capitolul 70206 la Iubirea Public, pe ultima pagină, da? În mijloc undeva, locuințe, servicii, dezvoltare publică, da? 70.02 capitol. Da. La 06 eliminat, avem 245.75 trecut, da? Corect este 246.75. Bine, bine. În ședința următoare să ne dați cu hotărârea. Da, apoi, la protecția mediului, următorul capitol 7402,
S-au rugetat de totale 347,20. Cât ești scris? Și nu 280,20. Era suma de la consiliu. Păi da. 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 Dar de-aia sunt noi. Da. Noi adun, nu uită de asumă ta. În ultima pagină, cum ați văzut, la cont sartarea, nu 61, 65, 1000 lei și 1 lei. Da. Corect ar fi 1000 de lei. Dacă vreți să facem o modificare până la capăt. Nu spune, doamna secretar, dacă am dat. De ce să vorbim? Am spus să vorbim. Dar e obligatoriu să treci 1.000 lei, când poți să mai pui 20 lei. Pui în 7,39, mai pui în 0, pui, să mai pui virula. Faptul că dumneavoastră a spus că face tabelar. După aia dăm. Așa vrea să facă, după aceea să faci. Nu ar trebui. Se trece întâi capitolul și după aia semnificația capitolului. Și așa mai departe. Dar asta e bun. Dar modificăm și la de lei, da? Ca să știu. Mii de lei. Mii de lei. Domnul Matei. Da, de lei noi. Dar vreau să spun un bătut lucru. Că lipsa comunicării poate duce la neînțelegeri mari. Și cu ocazia asta vreau să iau părerea la domnul Matei. Pentru că convocarea poate a fost, dispoziția dată, domnul primar a fost dată în termen, dar convocarea la noi, eu cred că convocările au venit destul de târziu. Adică eu am fost la manutrație ca să diferim, după dinainte. Nu e chiar ok. Ei, atâta timp cât am fost prezent și am aprobat ordinea de zi, înseamnă că e statul ăsta. Înseamnă că e totul ok, totul regulă. Dar pe viitor este bine, măcar telefonii să fim anunțați. Uite, așa stau lucrurile, nu se poate face altfel, trebuie să facem să fie bine. Deci eu cred că spun telefon să putea da. Nu am tot persoane, la unul sau doi. Deci toți am fi sunați și ajungeam la orice video. Merg mai departe, e legat de buget. Dumneavoastră știți cum ați împărțit, banii sunt destul de puțini, sper să facă cât mai multe lucruri. Problema este că, din punct de vedere al redactării, l-am lucrat la pământ și n-am apucat să spun că deja avem doamna secretară și mi-a arătat câteva probleme. Și nu e prima dată când vorbim despre asta. Cred că de 2-3 ani pe puțin, la fiecare an, la fiecare buget, vorbim de modul cum este întocmit el. Probabil că doamna, am spus-o de multe ori, doamna contabilă vrea să ne împurce din noi și de data asta s-a făcut ca și dânsa, că nu i-au mai ieșit cifrele. Merg mai departe, legat din momentul de la Fralea, domnul Sârbă spunea de faptul că e posibil să se sfințească pe data de 27 martie, deci luna viitoare. Ar fi bine să-l vedem înainte de a fi sfințit cum arată și să vedem și ce scrieți pe el. N-am nimic altă scrie ce nu l-a făcut, dar să fie scris ceva și ce trebuie acolo. Poate să-l lăsa altceva, nu mai am. Așa, și încă un lucru. Asta o să te bază la față. Da, nu arăt înainte de la fiecare. Te-ai făcut deja? Da. Deja ce bun să ne mai arătați dacă-i făcut. Dacă nu fii de acord noi, nu era corect să venim cu o schiță. Veneați cu o schiță în fața noastră cu două. Alegeam din nou două sau numai una. În ultim punct. Vă întrerup, da? Deci la Pralea se fac la lucrări anul ăsta. Poate se vor termina, poate nu toate. Dar mai e una din urmă la care va fi o decepție finală. Consilierii din Pralea vrea să poate ce comisii noi, măcar ca invitați. Dacă nu facem parte din comisii, măcar ca invitați să fim la recepție. Și sunt de acord și ceilalți consilieri să-ți iau. Da, înțeles. Și cu asta am terminat. Și ce zic că eu îți fac? Să vă oprește. Am vrea un pic prea bine. Primară, în 2018. Nici cu bine și mă ofte o altă din fest. Mi-o se, că nu mai pot. Pe urmă, am dus ies apartament. N-am cum să ies. Câte o altă la fiecare, îi văd ăștia în apartament acolo. Și vă mulțumesc. Am consumat-o. Dar am vrut să vă cer. Pe cuvântul meu, dacă nu v-a fi oferit, deci, vă rog frumos, scrieți acolo. Trebuie să fiți în buget o sumă pentru protocol, dacă era până la cum. Nu sunt de acord. Fără protocol. Poate dă domnul să vă uitați apa acasă pe la gepar și vă rog frumos pe mine să nu mă mai întrerupeți. V-ați întrerupt a doua oară. Pe cum credeați că mă simt dator să vă ofer o oară. Cu pachet de acasă. Ca la grădiniță. Acum 2 ani, când am început activitatea, am făcut o chedă de la fiecare... Am făcut chedă, doamne, dar știi ce cu chedă?
Dacă suntem în stare să dăm buții, mi s-a adresat. Hai doamne, bă, apă, ce o apă, ce trebuie apă. Executivul s-a salarizat cu maximum. Din partea contabilului șefe, mi s-au adresat felicitări că nu am mai supus bugetul primăriei la cheltuieli suplimentare. Ați înțeles? Nu înțeleg, domnule. Din partea contabilului șefe a acestei instituții, s-au adresat felicitări că noi am făcut chetă și nu am mai făcut ca bugetul să suporte anumite cheltuieli. Dar știți că bugetul anterior îi făcea obiectul? Hai să punem o orică e contribuția noastră, orică asigură primăria protocolul acesta, sunt de acord, e necesar, stai o oră, o oră jumate, vor fi ședințe și mai lungi. Unde duci să bei apă cu căușul la robinet? Domnul primar, mulțumesc că sunteți de acord. Trebuie să țineți cu că față de legislativul anterior, noi am renunțat la telefoane mobile. Deci nu de-aia, dacă cereați un telefon mobil, costă mai mult de toată. Deci sunteți de acord cu propunerea mea. Nu știu, domnul, e care să-i țin și acum. Atât, bă, dar nu știu. Atât, dar trebuie să spun și la obiect. Numai că se tână întrerupt. Răspunsurile pe domnul Orteanu, cu data de debutului la investițiile din program. Domnul președinte, mai e cineva de vorbit? Îl completați și cu răspunsul meu. Eu sunt puțin edumerit, n-am văzut, m-am uitat și acum vreau să vă întreb că ceea ce am aprobat în legătură cu trotuarul de pe partea de vis-a-vis de primărie din Comuna Crăiuț, nu l-am văzut în bugetul pe 2018 ca să poată să demareze. Nu l-am primit. Păi nu l-am, dar de ce? Pentru că vreau să vă spun că comuna asta, nu fac-o ca poponie, că cu cât mai mult decât. Domnule, e urâtă, domnule, de la intrare și până la ieșire, și de o parte și de alta. Dați-vă seama că acolo, în față, la Leonard, acolo, este o stație de care ne opresc microbuzele. Acolo s-a întâmplat un accident mortal. Trebuie un refugiu ca lumea, am făcut ca lumea acolo. E în pantă. Nu e cum, unde să stea lumea, cum trebuie. Partea dreaptă, te duci la poștă, îți rup picioarele. Nu sunteți de acord, domnul primar? Sunt de acord, domnul. Da, măcar haideți să corectăm, deci, să-l corectăm cu 416, domnule, o cazma, o lopată, mai îndreptat pe acolo așa de provizorat, ca să putem să dăm o altă notă comunei astea, domnule. Deci, dacă îmi dați voi un pic, dar doar ați văzut, pe listă avem proiectele mari depuse la BAPEA, FIR, PNDD, pentru cofinanțări, unde vin o grămadă de bani. Pe trotuare nu sunt surse de finanțare. Trebuie să facem din buget local. Mi-ați explicat de ce trebuie să cheltuim noi niște bani cu modernizările unor bretele de șosele care deja sunt funcționale în Căiuț. Recte Căiuț, ulița de până la primărie, cartierul CFR, pentru ce să mai... Acolo sunt lucrări încheiate, nu? Ulița până la primărie, stați că... De la Troiță și până sus, la biserică, nu? Aia nu mi-a spus de ăla. De ce cheltuim banii acolo? Dar nu e lucrare terminată, domnul profesor, dacă mă lăsăm așa, asfalt. Eu am vorbit... Cine trebuie să termine? Cum nu-i terminată, dacă de 5 ani de zile se circulă pe ea? Păi nu-i terminată. Acolo, pe trotuarul ăla de drum, din centru, de la Căiuț, și până pe asfaltul care da, s-a pus numai stratul de misturi. Nu este strat de uzură, nu este șanț, nu este... Așa a rămas. Iar stratul de mistură nu a fost achitat. Dacă știți foarte bine că am avut discuții, l-am plătit în 2016, în luna 6 octombrie, cred. În a doua parte a lunii, a anului 2016. Și au fost în instanță și s-au blocat lucrările. Acum am luat legătura de anul trecut cu un expert, că sunt, am înțeles, trei pe Moldova, unul în Galați, unul la Iași, unul la Piatra Neam. Cel de la Piatra Neam este foarte în vârstă, ne-am bazat mai pe el că vine și că ca să reluăm această investiție, acest e făcut proiect, e bugetul local, așa a fost făcut în 2012. Ca să luăm acest reluăm, ne trebuie expertiză, după atâția ani, să vedem dacă mai putem continua.
să ducem proiectul la capăt în felul ăsta? Ce modificări trebuie făcute? Na, nu ne dăm voi tehnicul ca să lucrăm în felul ăsta. Și dacă dumneavoastră ați venit, m-ați întrebat, este prins pe lista de investiții drumul Căiuț de ce 119? 119. Completarea de la de la, pe... de la asfalt? Nu. Până la capul satului. Da. Care... Aia e altceva. Deci vorbim de două lucruri distincte. Da. Lucruri distincte. Drumul care a fost asfaltat în 2012 și n-a fost terminat, da, vrem să-l terminăm. Eu, da. Eu, care va fi pe buget local, nu avem sus început, nu avem ce face, eu fost în instanță și nu avem cum să-l depunim. Iar în continuare, până la capul e altă treabă. E proiectul care a mers. E proiectul mare. Și aici, pe trosorul ăsta, se fac șanțe, se mai fac... Tot ce a fost un proiect, vreți să le luăm. Da, că e făcut provizor așa, e ceva provizor. Au apărut găuri deja, dacă sunteți atenți, dacă mergeți foarte des în el. Asfaltul are niște pietre foarte mari, că stratul de uzură nu e așa, aia e mixtură. Nu s-a terminat, asta e. Întrevederea era cu trotuarul, am divagat puțin, dar... E bine că m-am mai informat, mă, hai problema ridicată de domnul Sârbu, dacă dumneavoastră spuneți că nu pot fi cu fondul din altă parte decât pe plan local, cu fondul de locare, e greu, e adevărat că e greu. În schimb, până când vom avea să vom fi în stare să alocăm bani pentru trotuarele satului Căiuț, a centrului așa de aici, de ce nu procedem oare la eliberarea traseului pe stânga și pe dreapta, cu problemele care le-am ridicat în ședințele anterioare, respectiv cu ieșirile, cu gardurile respective. Haideți să demarăm banii în această chestiune, cadastral. Vreau să-mi spună, domnul profesor, dacă tot pe lista de investiții avem extindere în rețea de apă și apă uzată. Deci încercăm să ducem la capăt proiectul cu virgulă canalizare. Pe ce stat? Pe Căiuț centru, aici. Primăria nu are canalizare. Dar unde te găsești? Să mai scrii ceva? Aveți fosă? Da. Unde e? În spate. Deci primăria are. Vrem să extindem și să facem săpături. Pe zona trotuară, pe acolo, pe cum facem trotuar și apoi săpături. Da, eu sunt o grămadă, într-adevăr. Sunt lucruri necesare. Da. Facem cât putem. Una s-a făcut Fondești și una Marinești și am dus la Fondești. Da. O să luați una de la lungul de aici și o duceți acolo. Și așa avea reclamații că asta nu trebuie și îi prea rugăm de mâna. Nu e nicio problemă. O luăm de aici. Trebuie făcut adresă.